Ok, avem, dacă media poate să ne arate poza. Ok. Cine credeți că este în poză? Nu recunoașteți? Nu? Ok. Violeta și Iulian, da? Deci mergeam la școală și aveam, voi n-aveți, dar aveam uniforme, da? Toată lumea avea uniforme când mergeam la școală, da? Voi aveți uniformă la școală? Ia? Yeah? Nu? No. No school uniform? Ok. Și la școală eram foarte puțini copii adventiști. La voi la școală sunt mulți copii adventiști? Nu? No? Nu? No. Ok. Și nu era ușor. Nu era ușor pentru, să fii copil adventist, pentru că era ceva diferit, da? Și era într-o altă lume, era was different, right? It was a communist country, so the thinking was totally different. They had different ideas about God. So, one of the teachers I had for math, he constantly had questions about Sabbath, about type of food that we eat. So, I tried my best as a child to answer his questions, right? I was never ashamed to answer his questions. It's never a shame to be different, especially because we are God's children, right? So even though most of the world goes to church on what day? Sunday, right? Is that what the Bible teaches us? No. Okay. So we go by the Bible, da? Tot ce ne spune Biblia este adevărat și noi urmăm Biblia, da? Chiar dacă este ceva diferit față de ceea ce face restul lumii. Deci noi, but following God's word is always going to be separate from what the world does, right? Okay. Și întotdeauna, chiar dacă sunteți mici și you have a question, like for Halloween, right? Do we dress up for Halloween? Do we celebrate Halloween? No, because we're Christians, right? We want to celebrate Jesus, right? When you have questions about that, never be ashamed to say, I read the Bible, right? I follow the Bible. Și I follow Christ, right? Întotdeauna le spunem oamenilor că iubim pe Domnul, da? Și urmăm Biblia. Niciodată să nu ne fie rușine să spunem că suntem, ce suntem noi? Adventiști de ziua șaptea, right? Seventh Day Adventist, right? Cum am învățat mereu la școala de sabat. Și am un text pentru voi care îmi spune căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului și apoi a grecului. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. First for the Jew and also for the Greek, right? So never be ashamed that we have the word of God. And also there's another Bible verse, 1 Corinthians 1:27, which says that God can make the weak strong, right? So he can put to shame the strong things of this earth by using weak things, like small children. He can use small children to advance his work, okay? Deci să nu vă fie niciodată rușine să spuneți că sunteți adventiști de ziua șaptea și că citim Biblia Domnului, ok? Asta a fost istoria mea. Pa!